Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 287 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi a acestui an, 2024, fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Până acum n-am ratat nicio zi. Astăzi vă prezint pachetul Van Gogh Sunflowers. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Cred că este ultimul pachet de la Van Gogh pe care o să-l prezint, deși știu că au mai apărut niște ediții de la seria aceasta de Van Gogh. Îmi place foarte, foarte mult acest galben și portocaliu. Se vede absolut superb de-a lungul cutiei. Cutia este foarte elegantă, Van Gogh scris deasupra, Sunflowers 1889, Playing Cards, Painting and Life scris deasupra, 35 years old, treat friends with honesty. Așa trebuie să faceți. Pe una dintre margini Playing Cards, pe cealaltă parte Van Gogh 1853-1890 și în rest avem design pe aici și în special pe spate. Și haideți să deschidem cutia, să vedem cărțile de joc, ce superb se vede. Cărțile de joc sunt borderless, nu avem nicio bordură și avem tot designul pe toată cartea și totul este în simetrie. Este extrem, extrem de aprins pachetul. Cu siguranță ieși în evidență dacă ai acest pachet. Se vede foarte frumos și la spread. Îmi place cum se depinde între cărți. Hai să le urmărim și pe față. Pe față avem pe actorul nostru Van Gogh. Pe centru o linie. Și avem primul as, asul de limă neagră cu albastru. Merge foarte mișto cu acest galben. Toate pachetele din această serie aveau această linie trasă pe centru. Și fontul acesta modificat și pipul care are ceva detalii în el. Se vede superb. Deja calitatea cărților de joc se simte atât pe partea de ilustrații cât și pe partea de material. Genial. Personaje pe picture cards. Stai să mai dau o dată, că nu știu dacă era un focus. Și vreau să arăt individual. Avem și cărțile de romb, tot la fel, prinse cu liane. Un roșu superb. Foarte frumos. Avem și popa de inimă roșie. Și mergem mai departe până la asul de inimă roșie. Avem o carte care seamănă cu fața cutiei, o carte cu spate dublu și cei doi jokeri pe care vi-am prezentat. O să pun cele patru cărți extra deoparte. Să vedem cum se mișcă și pachetul. Pentru evantaie, nota 10, se mișcă extrem de bine. Mi-a plăcut și feeling-ul când am întins evantaiul. Și îmi place și cum se vede acest cerc pe aici. Să le vedem și pe spatele evantai. Super tare, roșior, de vede. Frumos. Hai să le facem și pe mâna dreaptă ca să un pic mai gălbui. Super, super bine merg pentru evantaie, îmi place. Să le vedem și la evantaie cu o singură mână. Parcă e din ce în ce mai bine. Asta de aici a picat tata aici, domnul Van Gogh, a picat cartea, alunecă foarte, foarte tare, o să-l țin strâns, dar puteți să vedeți frumusețea acestui pachet, adorabil, splendid, wow, le adun imediat. Le prisesem și eu că am blăbărțate cărțile și de asta au plecat pe arătură. Cărțile sunt extrem de fine pe margine. Pentru dribble nota 9.50 sunt absolut superbe, un control foarte bun, curge exact ca o fontânică. Pentru springuri, vreau să mai dau o dată că l-am apucat eu foarte greșit, ele merg foarte bine, tot nota 9.50 și pentru springuri, foarte bun controlul. Ne uităm și la un display colorat, mie îmi place mult cum arată între mâini. Și bineînțeles testăm și la cardistry. Ce mișto se văd cărțile cu acea linie tăiată. Le ador pur și simplu. Și din nou acest galben îți transmite niște emoții.
prin pachet. Genial. Să vedem săritura. Super mișto se vede și aici în centru când se învârte și extrem de bun controlul și designul de pe spate. Nota 10 pentru aruncări. Și un lepaul cu minte. Ia uitați-l ce frumos a apărut între mâini. Genial. Nota 9 și pentru lepaul. Îl consider un pachet foarte bun, mai ales pentru colecție, pentru cardistii și pentru trucuri, adică pentru tot, dar parcă pentru colecție mi se pare cel mai îndrăgit. Foarte tare. Comentariul câștigător de astăzi este de la Expert Magic Network pe rândul 3, coloana 7. Haideți cu el pe zid. Rândul 1, 2, 3 și coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu și spune ce părere ai tu despre cărți și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!